Reprezentanții administrației publice locale din două raioane, Cimișlia și Ștefan Vodă, s-au întrunit într-un atelier de lucru, privind elaborarea planului local de mediu pentru fiecare raion. Acțiunile sunt pe ultima sută de metri. Până la moment, în teritoriu s-au desfășurat sondaje și anchetarea opiniei publice. S-au identificat prioritățile pentru planul local de mediu. Problema cea mai mare care am identificat-o, deci prioritară, prima a fost gestionarea deșeurilor la nivel de raion, urmează apele potabile și apele și canalizare, urmează o agricultură ecologică, iarăși avem probleme și acțiuni vom elabora la acest capitol, cât și problema aerului curat. Un rol aparte în elaborarea planului local de mediu îl au administrațiile publice locale de nivelul 1. Primarii localităților urmează să vină cu propuneri concrete pentru definitivarea acestui plan, iar ulterior, în baza lui, să acceseze mai multe proiecte de mediu în teritoriu. Consiliul Raional, cu sprijinul autorităților locale din nivelul 1, au înaintat un proiect de finanțare la Regiunea Dezvoltare Sud, prin care ne dorim să organizăm un serviciu intercomunitar, de fapt un serviciu regional, prin care noi am putea toate localitățile noastre să organizăm aceste servicii de evacuare a deșeurilor solide și minagere. Elaborarea planului local de mediu face parte din cadrul unui proiect sprijinit de către REC Moldova. Deocamdată în Republica Moldova, în acest proiect sunt incluse 4 raioane, inclusiv raionul Cimișlia.